o cerem într-un mic și simțim-o românește. Cu această ocazie vă invit pe cele ce urmează să participăm cu toții prin rugăciune la slujba de Dumnezeu, de mulțumire, sărbătorită de Biserica Ortodoxă, cu ocazia Zilei Naționale a României. Slavă Sfintei și cele de oființă și de viață păcătoare și de despărțite trăim totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Să ne rugăm, Doamne, miluiește! Sfânta Preoțime și Cearul Hristos Iaconime, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! De pretutinde, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru bunătumirea văzducului, pentru mărșurarea radelor pământului și pentru vremuri cu pace Domnului să ne rugăm. Și rugăciunea noastră de acum, a nevrednicilor să-i rog și cu durare să ne minuiască pe noi, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Lasă-ne să poartă de la mulțumirea noastră, pe care o aducem acum cu inimă smerită, pentru binefacere care le-am adus și l-am primit de la dânsul, ci ca o tămâie cu bun mirositor bineprimite, să fie lui Domnului să ne rugăm. Domnul miluiește! Ca să audă și acum glasul rugăciunii noastre a nevrednicilor să-i rog și bună cerere a credincioșilor sfânteauna să o împlinească, să întâmple spre bine și ca o milostiv pururea să ne dăruiască bine pace nouă și Sfinte sale biserici și întregul popor, drept credincios Domnului să ne rugăm. Domnul miluiește! Ta sa biserică, țara aceasta pune pe toți, de tot de caz, România, primejdia, pentru că ea este știutoare lui Dumnezeu și adunătoare mâinii Lui. Asupra celor, pentru Domnului, să ne rugăm. Domnul miluiește! Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și puterea și în vecii vecilor. Degrătorii sunt Cei întru Hristos. armată pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Sfântule, Doamne, dregi, umplică și cu cutremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule, Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacere tale, pe care cu belciugale lăsată asupra rubilor tăi, clădim înaintea ta și ca un Dumnezeu te aduce în doxologie și cu milință strigăm, izbăvește în toate nevoile de rubii tăi și ca un milostiv, totdeauna împlinește și îndreptează spre bine dorinței noastre tuturor, cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Să fie tot bun vesper până aceasta, mulțumirea noastră înaintea slavei tale și ca undurată pe totdeauna mire robilor de mile talțile bogate, ne rugăm ție, Doamne, auzi-ne pe noi și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Biserica ta aceasta și țara aceasta în toată răutate, văjmași, văzuși, nevăzuți, dăruindu-ne întregului tău popor, lungime de zile, fără de păcat, sănătate și păpășire în toate virtute creștinesc, ne rugăm ție a tot îndurate, împărate, auzi-ne și ne miluiește! Păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Ne milostiv și viitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. La ta slavă căzând cu frigă, cu cutremur, ca niște ruguri vrenici, cu milință aducem acum mulțumire bunătățitare pentru binefacere cele ce au fost asupra poporului român, prin Marea Unire, într-o singură țară românească și creștină. Și ca pe Domnul Stăpân, binefăcător, te slăvim, îți cântăm, te lăudăm, iarăși căzând înaintea ta, mulțumim rugând cu milință nemăsurată, nespusa ta iubire de oameni. Și precum ai binevoit a primii atunci și rugăciunea robilor tăi și milostivire ai învrednicit ale se împlini cerurile, așa și de acum înainte, învrednicește-le-a sporind dreapta credință, în dragostea cea către tine și către aproapele și toate faptele cele bune și a dobândii ale tale binefaceri împreună cu toți robii tăi. Dăruiește, Doamne, dregătorilor noștri, Duhul înțelepciunii al iubirii de oameni, care întărește popoarele și înalță. Înaintașilor, înnoiește în inimile judecătorul Duhul cel drept, care luminează și învață adevărul. Revansă în pastorii sufletește poporului tău Duhul nepădării de sine, pe care le-ai dat sfinților de ucenici și apostoli, când l-ai trimis în lume să propovăduiască. Insuflă ostașilor noștri, vitejia cea sfântă, izvorâtă din dragostea ce către Dumnezeu, către aproapele și către țară, iar pe noi, pe toți, să îmbrăticește-ne, să sporim în faptele cele bune, care fac pe oameni după chipul și după asemănarea ta. Pomenește-i, Doamne, pe făuritorii Mare Uniri, pe toți eroii, ostași, luptători români din toate timpurile, din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagări, în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Auzi-ne, Doamne, precum ai auzit cu milă și cu rugăciune părinților noștri când chemau ei ajutor și îndurările tale asupra lor și asupra țării acestea în care se preamărește numele tău și ne învrednicește pe toți, ca totdeauna mulțumire să-ți aducem cele prea bune săgărinți și să-ți cântăm ție celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și bunul de viață, Sfântului tău, Dumnezeului cel slăvit într-o ființă. Slavă ție, Dumnezeul nostru, dătătorul de bine în vecii vecilor. Amin. Pe tine, Dumnezeule, te lăudăm, pe tine, Doamne, te mărturisim. Biruință și păzește-te Domnule primar al Comunei Cordun, distinse domnule viceprimar, dragi și respectabili consilieri Consiliului Local, dragi consilieri ai Consiliului Parohial, iubiți credincioși, frumoși, dragi copii. Este o zi binecuvântată, scrisă cu slove de aur, dar totodată și cu slove însângerate de sânge în calendarul sufletelor noastre. 1 decembrie este Ziua Națională a României. Este o zi în care fiecare dintre noi trebuie să retrăim dragostea, nădejdea, implicarea, credința străbunilor noștri, care iată în urmă cu 101 ani, tot într-o dimineață de duminică, în catedrala din Alba Iulia, la sfârșitul Sfintei Liturghii, atunci când Vasile Goldiș supune spre aprobare celor 1228 de delegați din toate ținuturile României de românești de atunci, referatul pentru unire și unitate a tuturor teritoriilor române și a tuturor românilor. Este votată această moțiune și de atunci, ziua de 1 decembrie este, rămâne și va rămâne până la sfârșitul veacului o zi binecuvântată în care toți românii au fost una. Acest mare eveniment, trebuie să facem aducere aminte, nu putea să fie posibil fără jertfa românilor care s-au dăruit sângele lor. Osemintele lor străzuiesc până la sfârșitul veacului granițele României cele mari. În timpul Sfintei Liturghiei, astăzi, toți cei care ați participat, am înălțat rugăciune de iertare pentru toți eroii neamului românesc, cei care au avut ca și exemplu pe însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care a venit în lume să se nască, să jertfească pentru fiecare dintre noi, ca să ridice păcatul lumii. Este o zi de bucurie. În această zi, cu un ochi râdem, dar cu unul plângem. Un ochi râdem deoarece, iată, 101 ani de când națiunea noastră românească este independentă. În zi de duminică s-a săvârșit această unire a tărâmurilor românești. Duminica simbolizează la creștini ziua învierii din morți a Domnului și a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Pentru poporul român, începând cu 1 decembrie 1918, duminica aceea a însemnat învierea din robia conducerii străine care e domina de sute de ani. De aceea, în această zi de 1 decembrie, să fim iubitori de neam, să fim iubitori de aproape, să fim recunoscători față de cei care s-au jertfit pentru noi, ca în această zi să vorbim românește și să slujim Sfânta Liturghie, să fim creștini, în această tărâm binecuvântat de Dumnezeu. Aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor. Aș vrea să mulțumesc domnului primar, care în ceea ce urmează am să-i dau cu cuvântul ca să ne rostească un cuvânt, eu știu, de întărire, de bărbăție, acum în această zi binecuvântată, Ziua Națională a Românilor. Vă rugăm frumos, Dumnezeu. Bună ziua! Aș dori să invit alături de mine pe domnul Vasile primar, pentru că cu ocazia acestei zile și dumnealui vrea să vă împărtășească și să-i spălesc, domnule primar, vă mulțumim. Stimați cetățeni și dragi invitați, sărbătorim astăzi 101 ani de existență statală neîntreruptă, primii 100 ani de la Marea Unire a tuturor românilor în făpturia idealului de viață a poporului român. 101 ani de când România este un stat național unitar, suveran, independent și indivizibil, așa cum scrie și în Constituția țării. Drumul către Marea Unire de la 1 decembrie 1918 a fost presărat cu suișuri și coborâșuri și n-ar fi fost posibile fără eforturile militare depuse atât în războiul de independență și către în primul război mondial de mersuri, care au crescut prestigiul militar al României. Însă, așa cum spune și motorul țării noastre, nimic nu ar fi fost posibil fără Dumnezeu. Să fi fost oare o simplă coincidență faptul că Marea Unire a tuturor românilor, de la 1 decembrie 1918, s-a petrecut la zi de după prăznuirea Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat de Hristos și care a creștinat poporul român. Eu cred că nu putem vorbi despre o coincidență, ci despre o rânduială dumnezeiască. Cât de frumos se vorbește în liturghia Părintelui Ioan Gură de Aur, când preoții ies în fața obștii cu darurile și spun: pe iubitoarea de Hristos oaste și pe mai marii orașelor și ai satelor să-i pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa. Un legământ de uniune între stat și biserică, legământ care la împlinirea 101 ani de românism a trebuit să fie mai puternic, mai prezent în viața cotidiană. La ceas de sărbătoare, în prim post al Crăciunului, fac un apel ferm pentru apărarea credinței ortodoxe strămoșești și pentru unirea tuturor confraților noștri în jurul statului și al bisericii. Sunt repere istorice care ne obligă să ne cinstim cum se cuvine bravii noștri înaintași. În aceste vremuri ale dezamăgirii, ale lipsii de speranță, ale sărăcirii, ambiția și curajul celor care au forit o națiune trebuie să însemne pentru noi steaua călăuzitoare către recâștigarea demnității și mândriei de a fi cetățeni ai acestei țări. Este încă ziua în care eu îmi doresc să privim spre viitor, să depășim mura și dezbinarea, să ne simțim mândri de istoria noastră și de numele de români. Astăzi, mai mult ca oricând, vă îndemn pe toți să păstrăm România în dreptul inimii, să ne amintim împreună să fim buni, mai uniți, să respectăm și să păstrăm valorile și tradițiile pe care strămoșii au luptat și ne-au lăsat moștenire. Haideți să arătăm că 1 decembrie este o astfel de zi. Cinste celor care au trăit și s-au luptat și au murit pentru învățuirea idealului național de unitate. La mulți ani cu mâna Cordun, la mulți ani Românie, dragă țară, iar Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amen. Mulțumim domnului viceprimar pentru gândurile frumoase care ne adresă. Prea cuceriți părinți, stimate părinte protocol, stimați membrii ai Consiliului Local, stimați membrii ai Consiliului Parohial, iubiți credincioși, dragi copii. Cred că astăzi sărbătorim sentimentele nobile care au tresărit în inimile celor care au participat la înfăptuirea Marii Uniri de la 1 decembrie 1918. Tot astăzi aducem un sentiment de omagiu și de respect tuturor acelora care au luptat pentru unitatea și independența poporului român. Și cred că este normal să pomenim aici și pe cei care au participat la înfăptuirea Micii Uniri de la 1859, pe domnitorul Alexandru Ioan Cuza, care s-a jertfit la timpul respectiv și a pus în joc libertatea pentru a păstra unitatea celor două principate, a Principatului Moldovei și a Principatului Țării Românești. Și cred că ar trebui să menționăm pe regele Carol I, care a venit în România, în Principatul României, la 1866 pentru a garanta Mica Unire. Tot regele Carol I a dus pentru prima oară independența poporului român la 1877. Cred că aceste persoane au sădit în sufletul poporului român sentimentul de unitate și de independență. Este clar și este adevărat că Marea Unire s-a realizat în timpul regelui Ferdinand I. Acești oameni, cred că sunt exemple pentru noi astăzi, exemple de luptă și devotament pentru unitatea poporului român și pentru independența țării noastre. Haideți ca astăzi, cu ocazia Zilei Naționale, să dezvoltăm în inima noastră acest sentiment de unitate pentru a avea mâine și a lăsa urmașilor noștri o țară mai prosperă din punct de vedere economic, mai bogată spiritual și cultural. La mulți ani, Cordun! La mulți ani, România! Deosebit în această zi de mare sărbătoare, rugăm pe milostivul Dumnezeu să ne dăruiască și să ne așeze în sufletele noastre, știu, dragostea față de patrie, față de țară, unii față de alții. Mulțumim frumos și ceea ce urmează, invităm aici, în fața dumneavoastră, pe acești frumoși copii la școala generală, gimnazială Cordun, care, în ceea ce urmează, o să vorbească și ei sufletul, așa cum se cuvine, despre această mare sărbătoare, Ziua Națională a României. Mulțumim frumos, domnișoarei director, pentru colaborare. Tot timpul răspunde prezent și se implică în activitățile noastre și desfășoară la școală frumoase activități, Consiliului Profesoral, descrisilor doamnelor învățătoare și tuturor celor care ne ajută să șterpuim aceste diamante care sunt copiii noștri, viitorul nostru. Aveți cuvântul. Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, în care te adânciră barbarii de tirani, barbarii de tirani. Acum ori niciodată, yeah. Să nu mai curgă. ați încercat și zic că ați reușit să resădiți în sufletul nostru dragostea față de tărâmul nostru acesta care se cunoaște în mediul de România. Dumnezeu să o binecuvinteze și încă o dată, la mulți ani România, la mulți ani români, la mulți ani corduneni. Mulți ani trăiască să tuturor cu toți. La mulți ani cu sănătate!